Polițiștii din Craiova au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că pe strada Bârsești are loc un scandal între mai multe persoane. Ajunse la fața locului, echipajele de poliție au stabilit că între 7 bărbați ar fi izbucnit un conflict. Doi tineri de 16 și 29 de ani au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind conștienți și cooperanți. Primul, adolescentul de 16 ani, a părăsit unitatea spitalicească imediat după acordarea îngrijirilor medicale, iar cel de-al doilea în această dimineață. De asemenea, din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în timpul conflictului unui autoturism au fost provocate distrugeri. Persoanele implicate în conflict au fost identificate de polițiști și conduse la sediul poliției pentru audiere. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere, iar cercetările sunt continuate pentru a fi luate măsurile legale care se impun.